Credincioșii din Sibiu și din împrejurimi s-au rugat la Sfânta Liturghie din prima duminică a Postului Mare, oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei din Catedrala Mitropolitană a fost citită pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pentru parohia brașoveană Luța, iar la final a vorbit despre cinstirea icoanelor și despre Sfintele Taine, cel mai important tezaur pe care îl are Ortodoxia. Fiind imaginea dumnezeirii coborâte pe pământ când intrăm în biserică, ne apropiem cu fiecare pas de punctul central al bisericii, care este jertfelnicul. Am participat la Sfânta Liturghie și Sfânta Liturghie este elementul de bază al credinței noastre ortodoxe. Pentru că la liturghie îl avem prezent pe Hristos. Hristos a primit dragostea noastră, ofranda noastră, o prezintă Tatălui împreună cu noi și apoi jertfa aceasta euharistică ni se împărtășește nouă. El ni se dăruiește nouă cu trup și sânge, noi devenind purtători de Hristos. Sfintele Taine sunt, deci, cel mai important tezaur pe care îl are Ortodoxia. Cele șapte Sfinte Taine și apoi toate slujbele bisericești, toate rânduielile pe care le avem noi. Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile, iată, săvârșit acum în 5 duminici din Postul Mare, apoi și în Joia Mare și în Sâmbăta Mare. Rugăciunea Sfântului Efrem Siru, deniile pe care le avem noi, toate acestea nu sunt altceva decât niște mijloace prin care noi ne apropiem de Dumnezeu, trăim o realitate pe care Hristos a trăit-o pentru noi. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu i-a îndemnat pe credincioși să parcurgă perioada aceasta de pregătire spirituală prin rugăciune, fapte bune și milostenie, ajutându-i pe cei aflați în nevoi materiale.